aici e eroarea. Da. Acum, nu se ia 99 cu semnul din fața lui? 99 cu semnul din fața lui? 99 cu ora din fața lui. Bă, 220 eu. Păi, da, da, dacă trebuie să avem un muzeu peste tot ca să putem simplifica? Păi, nu așa ar fi. Să fie 99 pe lângă. Ca să poți să scoate un hartă pe pământ. Da. Da. Pe 99 nu pot să scriu ca 98 plus 1. 98 plus 1. Și pe A plus B să scriu ca 98. Deci tu propui să fac ce mișcare? Pe A, 99 să scriu ca 98 plus 1. 98 plus 1. După aia, pe A vreau să scriu ca 98. Da. Pare nu pot să scriu un altă. Dar le realitezi? Da, dacă l-aș pune pe AB 15. AB să fie 15. Trebuie să încercăm, vă rog. Da. Deci AB egal sau 15. Sunt distincte cifre. Da, ai 1 și cu 5 fac 6 și până la 20 CU cât să fie? Nu, AB egal cu 12. AB să fie 12? Mai grav. CU este 5. Mai grav. De ce? Că 1 și cu 2 fac 3, până la 20, ce eu nu poate să fie. Dar nu am mai văzut asta. Va poți fi, ce eu poate să fie peste 2. AB, dacă îl puneți 57, AB, 57. 57, 12. 12 și acela este 8. Și ce eu poate să fie 8? Da. Ei, de ce ai pus tu 57? De la cine, ce... serviciul îi face cel de 7. Pentru că este... 5 ori 7, sunt doar 20. Deci nu uitați! Eu l-am pus pe 57, pentru că... Ce motiv ai avut tu? Face parte din voi explodare de 20. Eu sunt... Te încadrezi la suma 20 și... Și... cam atât. Deci nu uităm nicio clipă că e vorba de a găsi pe el natural, încât te mulți cu A, după mulțire, fracția se dispare. Ia uitați-mă așa. 3 pe 7. 3 pe 7. Fie A mare egal cu 3 pe 7. Păi n-am pus să fac să dispară. Păi pe 3 pe 7, cu cât să-l înmulțesc? N-am cu ce. Că dacă îl înmulțesc cu geaua... Ia să revină numai natural. N-are cum. Trebuie să-l înmulțim... Că N trebuie să fie 8 de al 10. Ca să putem scăpa de fracția decimală. Deci trebuie să fie 8 de al 10. Da. Și chiar un multiplu de 10 la 2. Ca să poți scăpa de sub. Ideea e că, mi se pare că A poate să fie orice număr. Numai că trebuie să-l găsim. Nu, nu, A nu poate să fie orice număr. A mare, ăsta? Da. Nu e orice număr, e numai din forma asta. Da, adică trebuie să spunem orice cifre mai mică să dea 20. Asta vreau să zic. Trebuie să spunem orice cifre. Asta e ideea. Ce o ieși din discuție? Da. Acum, la A, B, din două cifre, trebuie să ne gândim ca să nu depășească scrierea formei acestea, AB. Dar aici se termină el pentru care iena e număr natural. Deci ce el se mulțesc eu? Hai să mă întorc la aici, fracția asta a mare e egal cu 3 pe 7. Cu cât să o mulțesc eu pe fracția asta încât să dispară, să fie în număr natural? N-am cum cu ce dor, ce am doi, de numele sunt prime. Cum? Și dacă sunt dacă prime, o mulțesc pe asta cu 7, Davide. Îmi dă 21. 7 ori A, cât am să fie? 21 pe 49. Păi, Davide, e vorba de a mulți cu 7 egalitatea asta. Da, Davide? Cu 7. Și când mulțesc și stânga și dreapta cu 7. Păi, dacă... Deci nu mulțesc fracția cu 7 și numărător și numărător. 7A este egal cu 3. Dar de unde 3?
Păi dacă amulțim cu 7, 7 arași, vine 7 ori 3 pe 7. Că mulțesc și în stânga și în dreapta de 7 cu 7. Deci, atenție. Eu am așa. A egal cu 3 supra 7. Dacă această egalitate o mulțesc cu 7, ea devine cu 7 mulțesc și în stânga și în dreapta. Devine 7 a egal cu... Da, păi dacă mulți, de ce nu mulți și jos? Și jos. Păi atunci, insist, dacă iau pe 3 pe 7 de o parte, 3 pe 7 și mulțesc cu 7 și sus și jos, ea devine echivalentă. Păi, dar n-aș putea ca pe aula să scriu ceva pe 7. A pe 7, ca să scriu ca pe 7, ca să poți să a egal cu 3. Păi tocmai asta, întrebarea era așa, cu cât să mulțim noi pe A, cu ce număr natural, încât să ajungem după aceea să fie rezultatul număr natural. Da? Rezultatul. Și ideea este să mulțim cu 7. Să mulțim egalitatea cu 7, că atunci vine 7 A egal cu 3. 7 A egal cu 3. Aici... O să număr 3 la 7 ca să aflu pe A. Pe cine? Pe? Pe A. Că să aflu pe A, o să număr 3 la 7. Pe 3 la? 7. Ca să aflu pe A. Păi nu mă interesează, pe noi zici, de temați pe el, pe păi care nu o reamă. Dacă noi o să avem aici același lucru. Spune că sus o să-mi deie, cum ați dat exemplu, 3. Da. Și jos o să-mi deie 7. Eu o să mulțesc, cum a spus dumneavoastră, cu 7. Dacă cele două numere sunt prime, înseamnă că o să fie, nu o să fie niciodată numai natural. De ce? Păi tot mai mulțesc cu tot numitorul. Deci încă o dată, uiteți, mai dau un alt exemplu. Uite care. Am așa, fracția A mare. Uite-te, urmărește-mă, că sunt de acord cu tine. A mare, dar cu 10 supra 12. 10 supra 12. Dacă fracția o mai pot simplifica, și o mai pot simplifica asta, prin câte o mai pot simplifica? Prin 2. Și ea devine cât? 5 supra 6, după simplificare. Și atunci A mare e egal cu 5 supra 6. Cu cât se mulțesc eu egalitatea asta? Că se dispară... Cu 6. Cu 6. Și o să am 6 egal 5. Deci de aș fi și rezultă la întrebarea cu cât se mulțesc cu numitorul ăsta, dar după ce simplific, după ce o mai fac ireductibilă. Adică până la între fracția, îți face ireductibilă ca să găsim. Asta e. Deci fracția o facem ireductibilă. Și după aceea găsim. Și după aceea mulțim cu numitorul care îi rămâne. Deci atenție, când am avut 10 pe 12, am dus-o în 5 pe 6, este ireductibilă și mulțim egalitatea cu 6. Da? Și 6A egal cu 5 pe 6 ori 6, simplifică 6, 6A egal cu 5. Și la întrebarea cu câte mulțim? Cu 6. În condițiile în care noi mai lucrăm aici și facem simplificarea, deci în condițiile în care facem simplificarea, vom vedea ce numitor ne rămâne când nu mai putem simplifica și atunci vom vedea. Ei, acum AB ăsta, cum să-l organizez eu? De ce formă să fie AB? Atenție, n-are voie să fie 0. Dați-mi un model. 220 ori 99 cât dă? Nu, mă interesează. Dar atunci aș munci prea mulți. Uite, vreau să te conduc așa. Hai să zicem că 220, mai putem zice 22 ori 10. Da. Sau putem zice 2 ori 11. 2 ori 11 ori 10. Ori 10. Ori 9. Și ori 11. E 99 ca și 9 ori 11. Plus 10. Plus AB. AB ori... AB. Plus AB. Supra? 99. Pe... Ori 100. Păi... Atenție, AB trebuie să fie așa fel gândit, încât să fie... Ar trebui să fie 10. 10? Da, nu poate să fie 10. De ce nu poate să fie 10? AB? Pentru că B-ul este 0 și nu-mi place.
Nenuri, cifrele sunt nenuri. Dați-mi un AB cu două cifre distincte, încât să pot să scot un factor comun. B. 11, nu 11, domnule, 11. Dacă era 11, scoteam 11 factor. Dar 18, 12 merge? 12 are 3 ori 4. Și aș putea să fac un 3 în factor, să se simplifice. Dar 18. 18 o să fie 3 ori 6. 18 poate să fie 9. 2 ori 9 și am și 9 ori 9 și pe 2, îmi place foarte bine. Dar 2 și cu 9 2 și cu 8 face? 10. Și ce ori mai poate să fie? 2 și cu 9. Dacă vine 2 și cu 9, nu mai trebuie 2 și cu 9. 2 și cu 9? Nu știu și ce ori 9. Da, dar 20 și alergăm acum după un număr de două cifre care să se împarte exact la 2. Să se împarte exact la 3 sau la 9 sau la 2 și la 2 îmi convine ca să poți scoate factor comun. Dar toate 3 se împarte în același timp? Dacă toate... Facem un mic numitor comun. 3 ori 9 ori 2. Deci să fii nu cel mai mic multiplu comun, cel mai mare divizor comun. Divizor comun, da. Făceam 2 ori 3 ori 9 și era 6 ori 19, este 54. 54. 54, 9. Ce eu nu mai pas. Astru. 64. 64. Nu-i bun. Nu-i ce bun. Dar vedeți dacă sunt ambele pare. Nu, că dacă sunt ambele pare nu prea merge. 74. Uitați, dacă eu le iau 48, de exemplu, se împarte. 48. Se împarte și la 2 și la 9. Se împarte, se împarte și la 2 și la 9 și la 3. Deci se împarte 48? Și la 2 și la 9 și la 3. Nu se împarte 48 la 9. La 9 nu se împarte. La 9 nu se împarte, la 2 și la 3. Da, deci se împarte la 2 de 3. Nu neapărat. Deci noi căutăm să găsim pe cel care să aibă divizorii aceștia. 2, 9, deci 2, 9, eventual pe 11, nu găsim. Dacă le băgam 11, ai stricat tot jocul. Da. Cifrele sunt egale. 48? Ia să vedem. Merge și la 3. Dar dacă vrem să se împarte și la 9, ar fi să începem. Nu, e greșit 48. De ce? Dar ce 48 de 12. Așa. Și cât îmi mai trebuie mie să ajungă la 20? 8. Și beau deja 8. Nu poate să repet. Trebuie să fie distincte. Iată, foarte tare restricția. Deci 48 nu merge. Și de fapt. Dar nu se poate, nu se poate să se facă și la 9, pentru că vreau să se facă și la 9 și la 3. Îți vrea să fie 18. Dacă o să fie 18, nu se poate. 74 merge. 74. Dar 74 nu se împarte la 3. Și, și doar nu se împarte la 2. 75? Nu, 75 se împarte, nu se împarte la 2 și la 9. Cum 75 se împarte la... 75 nu se împarte la 9, se împarte la 3. Deci se împarte la 5. Când place și 5 ăsta la 5. Da. La 5. 73? 75 am spus. Ah, da. 75. Da? Se împarte la 5 și se împarte la 3. Sigur că da. Se poate și la 3. Așa, asta am spus și jumătate. Da, acum încheiem lecția. Deci, 75 este un număr care se poate și la 3 și la 5. Ne satisface că suma lor 7 și cu, cât am zis, 7 și cu 5, 12 și 8-ul, ce e 8, sunt distincte. Da? Deci AB
Ave egal cu cine? Domnul se era varianta și deta. Aștept varianta. Am înțeles. Deci ave egal cu 75 și acum locuiem, facem simplificările și ce o va fi numitorul care rămâne? Meu va fi numitorul care rămâne. Și ce o să fie o să înseamnă? Deci, A, cât va fi egal cu 2 ori 11 ori 10 ori 9 11 la a doua, da? Plus 75, cât înseamnă 75? 3? Cât nu? Cât? 5 ori 15? 5 ori 15. 5 ori 15. Da? 5 ori 15. Și supra, cine este? 99 ori 100. Și putem acum să împărțim pentru că este 5. Un 3 și un 5. Împărțim totul prin 15 și face 2. Ori 11 la a doua. Ori 2. Ori 2 din la 10. Ori 3. Ori 3. Supra. Plus 5. Plus 5. Supra. Supra 99 împărțit 33. 33. Ori? Ori 22. Ori 22. Și noi avem deja un 22. Și ăsta este. Și avem 22. Ăla e. Noi deja avem în apartament. Ăla de jos e. Ăsta de jos este. Adică e nu este. 33 ori 22. 33 ori 22. Dar e de câte? Nu, important este că mulțim acolo și ce e egal cu 8 atunci? A egal cu 7. 726, dacă vreți să știți. Da. Ce nu? Am aflat pe AB și C și am aflat și el pentru care mulțim, da? Să dar i-am. 720 și 720. Da. 700. Nu știu de unde ați găsit tehnicii, ce găsiți, este foarte tare. 726. Mai bine. 726. Au și doi certific, tot de genul ăsta. Și eu punctul de, nu știu să le explic. Mai avem, da, l-am rezolvat. Da. Pare rău, timpul ăsta este și s-au fost foarte tare. Păi ce ai mai avut el la asta e. Rămâne să... Nu, pagina aia, uite acolo. Doar în față. Deci care a fost jocul aici ca să sintetizăm? Acolo să vedem că trebuie să împartă la două... Eu v-am dat fracția următoare. 10 supra 12, nu accept. Fac simplificările. Da, n-am urmărit, domnul profesor. Niciodată. Perioada aia ce trebuia să fie? Deci perioada asta a B de aici. Da, ce trebuia să fie? Absolut, așa și am zis că 75. 5, la urmă. Da, și ce este? A 5. Da, a 5. Deci, B o 5. B o 5, pentru că eu am divizor, ca să scot în partea comun. Și scot și un 3 și un maxim de care atracție, și un 3 și un 5. A, și cu B-ul 5 face serviciu și vă dă numărul, da, ăla ajunge la numărul natural. Și de ce am e 8? Și ce am e 8? Și ce am e 8? Și de ce? Că trebuie să cavreze, deci este spectacolul ăsta. Da, și de 2. Ce spunem acum la asta? Ce am e 8? Ce am e 8? Un pic stai jos, vă rog să facem sinteză. Aici, operații. Operații cu numere 10. Fracții 10 mare, periodice simple, periodice simple și mixte. Minimum de A, max de A, e vorba de o chestie localizată aici, unde am folosit, să spunem, destul matematică, așa, ne-am așa, ne-am dus acolo ca să fie minimum. Ce da, acolo, da. La A au fost mai ușor, normal. Pe eu am avut lucru pentru că trebuie să înțelegem exercițiul. Exact. Ce înseamnă să devine ea număr, fracția număr natural? Adică să înțelegi cu numitorul, dar nu știu. Adică la Lucilie, el cât a fost? Deci el este, cât a fost? 33 ori 22. 8.
Deci 33 ori 22, care înseamnă 3 ori 6, 3 ori 2, 6. 726 cu 5. Da. 726. S-a făcut simplificarea cu 5%. Și din aceea, deci este 33. Deci 6 ori 11 la a doua. 6 ori 121. Dar, repet, după ce te asiguri de simplificarea fracției. Corect. Atunci e în altul. Puteam să luăm din el deodată. 99%. Da, exact. Și acesta a fost un număr, tot un număr natural, dar liniștea a fost și mai tare dacă ne spunea cel mai mic număr natural. Doamnă, profesor, și așa a fost tare. Nu, nu, că la nivelul ăsta simplificam pe loc. A, dacă îl ziceam minim? Dacă îmi spunea minim, dar atunci eu munceam foarte tare, m-am muncit. Dar dacă nu spune minim, înseamnă să el o să dă 29%, simplific și cu asta am terminat. Unde A, B trebuie să fie numele încadrat, fiindcă suma lor să fie cu CO 20. Și atunci am mai multe variante. Da. Însă noi am făcut treaba asta. Deci controlul aici se face. Până la urmă controlul se face A plus B plus C, acela se facă 20. Și ce variante A, B să rămâne ție ca cifre, încât ce o să aibă și el șansă să fie cifră. Păi da, da? Și diferite. Da, și diferite. Aici e foarte tare. Ei bine, în clipa în care ai găsit variantele acelea, noi am încercat toate posibilitățile. Și aici vă invit să vă gândiți că ce o fiind 9, 8, și rămâne celelalte două suma lor să facă cât și atunci fixezi pe toate variantele. Și până nu faci simplificări ca să găsești pe el. Sunt mai multe variante. Da, am o scrie. Da, e interesant. Viața devine și mai tare dacă spune el minim. Și atunci se referă. Hai bine lăsați. Hai bine lăsați. La revedere. La revedere.